Îmi pare rău, dar este adevărat. Am fost un leneș în tot acest timp că n-am mai postat. Așa că am revenit cu un nou episod de Brawl Stars, am făcut și o rank 15 pe El Primo. Am mai crescut și o brawlerii ăștia. Nu-i așa, mai puțin. În fine. Și ce o să fac astăzi? Stați puțin. M-am crezut că mi-a dat jocul Crash. Uitați-vă aici sus. Uitați-vă bine și după ce vă... De fapt, puneți pauză la episod. Și uitați-vă bine. Acum uitați-vă bine pe shop. Și spuneți-mi ce credeți că o să cumpăr. V-ați dat seama? E bine, o să cumpăr oferta asta de 500 de lei. Glumesc, mă! O să cumpăr un skin cu Star Point. Dacă nu v-ați dat seama ce skin este, e bine, n-are cum să fie Gold Mega Bo, pentru că nu am 50.000 de astea. O să cumpăr Pink Piper. Nu prea-mi place, dar am zis o să cumpăr un skin, pentru că de ce nu, așa că hai să dăm bani. Mai bă, că se încarcă greu rău. Ok, ne ducem aici la Brawlers, la Piper. Și de ce să nu adăm și un meci cu Piper? Nu prea mai țin minte cum se joacă cu Piper, dar mă rog. Deci nu te cred. Mi-a dat Crash. Da. Urât. Da. Nu se dau și un duo showdown. Și hai să vedem cum este skin-ul. Mie îmi place destul de mult, este destul de șmecher skin-ul. Nu prea, de fapt, pardon, Piper îmi place mult, că skin-ul nu este foarte wow. Ce-i fac cu bobiță? Ce-i fac cu bobiță? Auleu! Cam urât. Foarte, foarte urât. Hai, cum a dat-o cu Jin dacă e? Și, și v-am promis și în episodul anterior de Brawl Stars că o să cumpăr un nou skin pe Piper. Dar stai mă, Piper are decât un skin, deci o să cumpăr skin-ul pe Piper. Nu, o să cumpăr un nou skin pe Piper. Nou, deci noul skin, nu un nou skin. Ia băi, boss-ul. Da mă dacă ești șmecher. Nu ești șmecher? Hai că ăsta nu mai e șmecher. Iuleu, nu te duc. Momentan nu mă duc. Ce ai făcut, bobiță? Ce ai făcut, bobiță? Nu! Hai că moare. Măcar îmi dă trofee. 3. E decent.
Păcat că nu e haste. Eu știu să joc cu Piper la haste. Bă, nu haste, că haste e aici. Nu, eu vreau la bounty. Nu știu, aș vrea să-l invit pe bot. Dar văd că nu poate. Battling. Ce vrea bă ăsta? Ce au nebunit toți? Toți au nebunit cu bagurile. Stai. Dacă tot am intrat aici, hai să vă arăt ce a picat lui Bogdan. La norocos i-a picat Jin. Hai să mai dau un match. Dacă tot mi-am luat un skin nou pe Piper. Ne. În episodul următor s-ar putea, nu vă promit, dar s-ar putea să ne jucăm cu Bogdan. Să facem trofee, pentru că Piper cu Jin sunt destul de buni. Dar stai că n-am văzut cu cine sunt în echipă. Am fugit direct pe acest. A, unita. Aolo! Ce bossul? Auzi bossule? Bă, bossul șmecher! Ce ai, bă, bossul șmecher? Chiriți bossul șmecher? Ia, cât de șmecher ești? Că te bat! Ce e, boss șmecher, mai ești, bă, tu? Aparent a murit. Aparent voiam eu să iau sucul. Bă, păi batem pe ăștia, dar îi rupem. Hai că ăsta a fost un meci destul de bun. Poate pe viitor o să facem 1000, pardon, 3800, sau să ne vedem atunci când îl iau pe tic. Mă, în 2-3 zile o să-l iau pe tic. Adică eu nu văd de ce nu. Nu știu de ce, dar mie mi se pare Piper mai bună la duo. Păi de ce? Mie mi se pare mai bine să joci la duo. Păi de ce? Dacă îți dă crești jocul măcar e cu echipier. Dar, doamne ajută să nu fii cu de la prost. Că dacă joci cu echipier prost, ai șanse foarte mari să rămâi fără trofee. Buzunare. Dui. Bă, uite bă, asta, la asta e frică. Aolo, băi. Ok. Oameni, asta a fost de clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și noi ne revedem data viitoare. Pa!